găsit la Clubul de Poezie. Astăzi o să-l cunoaștem pe Jacques Prévert. S-a născut pe 4 februarie în anul 1900 și a decedat pe 11 aprilie în anul 1977. A fost un poet și un scenarist francez asociat cu suprarealismul. După succesul primului său volum de poezii, Parole, la vârsta de 45 de ani, devine, grație limbajului familiar și jocurilor de cuvinte, un mare poet popular. Poeziile lui sunt celebre în cadrul statelor francofone și sunt învățate în școlile franceze. Copiii care se iubesc, de Jacques Prévert. Copiii care se iubesc se îmbrățișează în picioare, lângă porțile nopții. Și trecătorii care trec îi arată cu degetul. Dar copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni. Și numai umbra lor, înlănțuită, umbra tremură în noapte, stârnind mânia trecătorilor. Mânia și disprețul lor și râsetele și invidia. Copiii care se iubesc nu sunt acolo pentru nimeni. Ei sunt în altă parte, dincolo de noapte, mult mai presus decât lumina zilei, în orbitoarea strălucire a primei lor iubiri.